15:10 ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 11. Absentează nemotivat domnul Florea, domnul Ciumotaru, domnul Gavrilă și domnul Oprea. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legală constituită și poate începe lucrările. Domnul primar prezentează rugăciunea de zi. După cum ați fost informați, de ordinea de zi avem 5 proiecte de hotărâre, punctul diverse și 2 suplimentare. Ce este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Președintele de ședință, domnul Marcuț, vă rog să continuați. Aveți cumva materiale acolo? Are pe telefon de ceva? Cred că-ți poți în ordine, nu? Da, 73. Începe cu 73. Poftim? Începe cu 73. Da, da. De la început vreau să vă spun că să dăm telefoanele pe mut sau pe silențiu și să fim un pic mai atenți, să nu facem gălăgie, ca să putem să ne înțelegem. Pentru obiectiv de investiții, extinderea rețelei de alimentare 4 în comuna Ferdinand Bacău, prin Programul Național de Investiții, mai nou, Angel Sanini. Dacă domnul primar poate să spună ceva. Dacă nu, se înscrie cineva la cuvânt? Da, domnul Durlan. Cât înțeleg, este vorba despre proiectul cu alimentare apă, toată comuna cu apa de la Prale, nu? Da. Da, eu am mai spus-o și o repet, dar Dumnezeu să aprobe, eu nu cred în acest proiect. Una, datorită, cred că, sumei și, nu știu, urmă, datorită impedimentului în care nu știu cum e făcut proiectul, dacă se suprapune peste actualele sisteme de alimentare cu apă din comuna Căiuță, traseul. Este traseul nou sau se unește cu cele vechi? O să unească cu cele vechi. Dacă... Nu. Îmi permite că prezintă o răspunsă. Da, da, da. Atât. Domnul Oceanu? Eu nu pot să spun că nu cred în acest proiect. Eu cred și mă rog să se păptuiască. Problema care eu mi-o pun e că programul ăsta național de investiții n-ar trebui să se cheme Angel Sanini. Contează cum se cheme. De aia. Pe vremea lui Angel Sanini se făceau lucruri traiulice, care deivăiesc și în ziua de astăzi. Oare noi după aia n-am mai prea făcut lucruri, traiulice care să dăinuiască. Atât am avut. Vă mulțumesc. Altcineva? Eu. Da, mai e un coleg? Poate. Eu vreau să răspund și două cuvinte, dacă nu e un coleg. La o discuție pe acest proiect, care am avut-o la centru de afaceri, ni s-a spus cu subiect și ridicat și apăsat că prioritate pe acest proiect este apa și canalul. Și de aia încercăm să mergem cu cei prioritate. Nu investește gaz, nu investește nici drumuri acolo unde nu este apă și canal. Dacă te duci cu proiect de drumuri, trebuie să te duci cu negații că nu necesită pe acea zonă apă și canal vreodată, e scos în asta, sau dacă ai apă și canal, îți dă. Mi se pare corect. Și de-aia apăsăm, ne-am apucat de proiectul ăsta și încercăm să-l ducem. Că ei spun că e prioritar. Apa și canalul va fi prioritar în investiția de Angel. Investițiile de Angel Sanini. Asta am văzut. Vă transmit din la Și o la loc. Cine este pentru? Împotrivă?
Se abține? Domnul Dorlan. Lorenț Matei. Indicat. Împotrivă? Proiect numărul 7. Nu, 10 pentru 17. Da, da, da. Proiect numărul 74, privind aprobarea cererii de finanțare a devenit general estimativ de proiectul de investiții în modernizare în drum prin asfaltare în comuna Căiuța de Țibatul, prin programul național al examenului. Domnul primar? Nu, colegii dată. Colegii, cineva să spune dată. Domnul Rândal, domnul Durlan, aveți cuvântul. Am înțeles la cuvântul dumneavoastră la primul proiect, că acolo unde nu este apă canală, merge cu negații. Deci acest drum, unde va fi, și dacă acolo unde va fi acest drum, avem apă și canal. Deci acest drum de cât aici, de 2 milioane de euro, unde va 11 milioane, 2 milioane de euro, cam așa, unde va fi locația lui, ca să mă exprim mai bine zis, așa. Pentru că acolo a spus că unde nu ia pe canal, unde îți spune negație. E vrâncin, ploiești și vrâncin voi. Da. Deci acolo nu avem apă. Credeți că are vreo șansă? Da, legătura dintre Boiște și Hârtiu putem da negații și legătura dintre Florești și Vrâncen, că acolo scapă. Așa, să facem mai interesat. Putem da negații. Da, înțeles, să facem mai interesat, e bine. Da? Asta e logica. Altcineva? Nu vreau să spun că aici nu e nimic. Dacă s-a realizat obiectivul ăsta, în sfârșit, părerea mea că și cele două sali ar fi aduse la un nivel cât de cât că chiar erau lăsate în urmă. Poate din cealaltă sate din urmă, da. A spunta bine, dacă. Dacă, sper. Eu tot trăim speranța, da? Da, mulțumesc. Domnul primar? Da. Noi insistăm să facem, încercăm să... Să punem la vot. Cine este Petru? Da, cine? Domnul Dorlan. Proiectul 3, proiectul numărul 75, privind declararea asta de insolvență a unor debitori. Cred că ne-ați analizat materialul. Dacă se scrie cineva la cuvânt, dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Durlav și domnul Roșca. Împotrivă? Nu, proiectul 4, numărul 76, privind aprobarea procedurii de identificare și a beneficiarului și de acordarea stimulentului educațional sub formă de tutelă socială. Aici, domnul primar, dacă vreau să spuneți pe de ce l-a pus că avem pavar. Fetele din grădiniță. Să am aprobat. Aprobat. Îmi scrie la cuvânt? Să punem la vot. Cine este Petru? Se abține cineva? Nu puteți să spune, dar nu vă dăm. Eftem? Ce? Nu, Laureți, nu-l vedeam, nu-l vedeam, doamna, și vedea să nu-l vedea. Da, nu-l vedea, ce probleme. Proiectul 77, privind aprobarea contractului de asociere a Comunei Căiuța, județul Bacău, în vedere extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Domnul primar, dacă vreți să ne spune și eu. Nu mai vine niște pobede, plus ce trebuie să dăm. În baza la hotărârea asta, 125, ca și număr. Îți spune colectarea cu noi. O întrebare. Domnul Matei, da. Spuneți-vă, rog, povestea sau 125, sunt din astea mici care sunt și acum, sau din alea mari, care spun din loc în loc în sate? Nu, mici.
Mici? Da. Dar pentru că ar fi gospodării. Și ca să studiem la, să revalizați la cetățeni cum fac cei sau... În funcție de nevoi, nu o să dăm la cei care au câteuna, dar sunt care vin cu ele cu roțele în mână, că le-am spart, nu mai am ce fac, iau de aici, vin, mai am tot căluții. Mai sunt locuri, de exemplu, unde am, s-au făcut podurile. Și acum urcă mașina din colectare, am luat tomeronele la mare. Și trebuie să le dăm de astea, nici spate la o întrebare. Vis-a-vis de colectarea selectivă a gunoiului, dacă se mai aude ceva de la stăpânire, de la județe. Pot să vă spun? Da, vă rog. Am întrebat la Consiliul Județean, mi s-a spus că acum toamnă se termină licitația pentru guvernul. Pe tot județul, cu ei, de unde vă rog, la USPO. Pot să ne dea beneficii pentru gunoi selectiv. Să dăm la fiecare, că asta este ideal, și fiecare primar la ședințe a cerut chestia astea, să dea cuvere pentru gunoi selectiv la fiecare proprietar din parte. Cum colectează gunoiul menajer, așa să colecteze și gunoiul selectiv. Asta este ideal. Și atunci poți să te duci mult mai apăsat ca acum, să-i spui omul, băi, ce caută asta aici, până acolo. Zețarii mele. E licitat, sunt la Consiliul Județean în vederea sănătății. Deci e în studiu, da. Nu e în studiu, e ajuns la fața de licitație, de achiziții, nu... A, deci asta? Da. Da. Proiect de hotărâre 78, privind după faptul doar acest de sănătate. Da? Spune la vot. Celălalt. Da. Spune la vot 77. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Proiect de următoare nr. 78, aprobarea cererii de finanțare și a liniei generale estimativ pentru obiectivul de investiție în modernizare din comunal 114 Câlții Duș și amenajarea viaduct peste tot, prin Programul Național al Sănătății. Aici că câștigăm despre ce e vorba, dacă domnul primar mai are ceva actualități. Tot la ședința, dacă întrebări ca să vorbim o singură dată, să nu... Am avut ședință specială pentru acest program. Anghel Salin ne-au chemat la județ, la care mi s-au spus clar că, indiferent de... indiferent de comune, toate comunele de județ va primi câte un din țară, mă refer, va primi câte un program, câte un proiect pe acest program. Minim unul. Garantat. Dar până în 4 milioane de euro. Eu, când am auzit că va primi minimum, am zis că merg prioritar cu acesta, cu drumul respectiv, și dacă n-am auzit suma, că e limitată suma pentru ca să ți-l deau neapărat, am stat după ședință și am vorbit cu cei de acolo și consultant. Sunt felul următor. 4 milioane primesc direct, nu mai intră într-o a doua comisie, dar nu te încadrez în bani, nu se încadrează ca să realizez. Iar nu e o problemă, se analizează, îl prioritizez, va intra la a doua comisie, trebuie să-ți iau un proiect de aia. Deci ăsta va fi principalul proiect pe Anghel Salin. Celălalt e apa și aia, nu neapărat să-ți dea numai unul, ci minim unul. Mergem scoate. De asta va fi principalul proiect. De asta o să mergem. Să scrie la acolo cineva? Să punem la loc. Cine este pentru? Se abține? Împotrivă? Proiect 79. Proiect privind aprobarea rectificării bugetului de venit și cheltuieli a Comunei Căriți. Se scrie cineva la cuvânt? Domnul Dorlan. Domnule primar, am văzut aici solicitările dumneavoastră de rectificați și ce mi-au sărit în voi? Sunt niște sumițare cu dumneavoastră experimentați pe carburanți, deci în jur de 10.000 de lei. Ce se întâmplă
nu s-au ajuns sumele de invadere de teren la Poliția Protecției Civile, 2000 de lei. Deci de mai dat, la 300 de litri, Poliția Locală. La tratarea de strângere a deșeurilor, la 3000. Avem pe la Poliția Locală, parcă vă 3000 de lei. Eu vă întreb sincer. Și știți că a fost viceprimar. Înainte mi-i descurcam cu 200-400 de litri maxim. Acum, cred că sunt o tonă pe lună. Poliția Locală, o repet, cu toți că mi-a făcut dușmani, e o perioadă din care eu nu-i văd rostul. Și nici nu văd un efect în care Poliția Locală să fie în slujba cetățeanului. Dar sunt nicio formă. A dispărut total noțiunea de Poliție Locală. Cam să vin la ședința când să fac taxe de la anul, chiar să propun să renunț la Poliția Locală și la această taxă. Pentru că acest serviciu de câțiva ani nu se desfășoară. Toată supărarea, sau cu toată, cum să vă, nu supărarea, că nu are avem de ce să fim supărați, cu tot deranjamentul pe care îl fac, așa că spun acest lucru, nu se face. Nu găsim un polițist local niciunde, nici când. Nu găsim un polițist local, sau să vorbești cu cetățenii, să ducă, să bată cineva în fusat de ăsta, noaptea, târziu, să consumă atâta carburant. Văd, să plimb cu mașinile iar care vrea să duc acasă. Nu luați nicio măsură. Asta e starea de fapt. Vă convine, nu vă convine. Noi ridicăm mâna, le aprobăm salariile și carburanții. Nu fac nimic. Unii mai trimite cu buldo, unul cu vitanja, mă rog. Dar restul? Oare chiar am ajuns astăzi, cetățenii comune, că-i creată de mine, dar vreau să spun la ceea ce se întâmplă, știu că mi-e o găreau și duceau. Băceau, dar astăzi nimic, nimic. Dacă sună o alarmă într-o comună, habar nu avem de poliție. Dacă ia foc o casă, când sună sirenele, ajunge poliția locală. Deci le dați motorină să se plimbe de la sediu, mă, unde au nevoie mașina. Mașinile la poliția locală, fără să vă supărați, să susțin cu tărie că realitatea este bun personal la lor. Fiecare își face treaba pe benzina, motorina și mașina comunicăiuți. Pe banii cetățenilor comunicăiuți. Dar chiar nu se poate să se pună, băi, faceți cu treaba poliție locală. Fără supărare, chiar dacă deranjez. Își fac orice, în afară cu ceea, pentru ceea ce sunt plătiți și rolul și funcția care au. Și tot le dăm benzină, le dăm motorină, mai dăm acolo peste tot. Și la spații de urgență, avem 5 incendii, 6 incendii pe an și avem spații de urgență, vreau 100 de litri de motorină. Dați banii cetățenilor, răspundeți. Chiar nu-mi pasă, trag un semnal de alarmă, chiar nu vede. Pleacă mașina X, că sunt vreo 5-6 mașini la primărie, ca să aibă ce se plimba, polițiști locali și nu știu mai ce știu eu cine. Chiar atâta risipul de carburant lunar, sunt câteva sute de kilograme. Ce să faci în plus? Nu știu. Față de... Nu, poate să o diversificați un pic cu el. Dar nici cum. Nici cum. V-am zis cu tot riscul și supărarea care crede polițiștul local. Poate să supere pe mine, îi spun realitatea în față și când îi văd, îi spun. Băi, nu vă e rușine semnați statul ăla de plată, sunteți plătiți din taxe și impozite locale. În mod direct, este taxă poliție locală. Te plătesc ca să-ți faci treaba de poliție locală. Se duc animale peste tot, se aruncă gunoaie. Sunt tot felul de lucruri. Mă întrebați ce trebuie, a spus în ședința trecută, n-am vrut să vă zic că era Dumnezeu apuneasă, era vreo din partea noastră. A spus că știți tot ce se întâmplă și exact. Nu știți, domnul primar, sau știți poate și treceți cu vederea. Nu vă spun cu răutate și cu nimic. Puneți un pic piciorul prea și puneți-i la treabă. Serios vă spun. Intrați la rândul cetățenilor, știu că luați informații, dar nu luați de la toți. Dacă dumneavoastră vorbiți direct cu cetățenii pe tema poliției locale, pe tema poliției locale, vă spun că dintr-o 180 vă spun ce vă spune astăzi. Deci nu este posibil. Le dăm tichete de vacanță, că sunt polițiști locali. Își pun poze pe Facebook din toate stațiunile. Le dăm normă de hrană, le dăm haine, le dăm papuci,
mașini pe deasupra. Ce vor să nu mai dăm? Iar activitate vis-a-vis de poliția locală, zero. Zero. Să vină să spună un avertisment sau un proces verbal încheiat. Domnule, am fost în locul de aia, am fost constatarea de ca poliție locală. Să vină unul, chiar am zis ceva, analiza poliției locale. Dar chiar îi ținem așa că pușează bugetul local? Să se plimbe, să-și facă treaba, unul, doi, mai vezi ce-i spune. Domnule, este poliție local care aveți nevoie și buldo? Haideți să fim transparenți, creați post pentru buldo. Închiriați buldo excavatorul și creați venitul. La vitanj am spus-o la fel, ăla pe buldo-i dați, tractor, vitanj, domnule, plătiți bine, creează tot felul de venitul. E normal să creezi. Că nu spun, toți beneficiem de serviciul de vitanjare și de la altul. Ar fi, am fi să nu spunem asta. Dar hai să le aducem la un monitor comun. Vă spun și închei cu asta, prietenește acest lucru. Vis-a-vis de ei, chiar sfidează cu orice normă. Nu știu ce de-al care era relația dumneavoastră cu ei. Dar nu se poate. Analizați-o la rece ce v-am spus eu și o să vedeți dacă am sau nu am dreptate vis-a-vis de acest aspect. Atât și mai am mai sesizat un lucru. Văd aici, dacă îmi puteți spune, o sumă de 100 de mii de lei, un miliard vechi, pentru dotări mobilier primăriei. Schimbăm tot mobilierul? Aproximativ. Un miliard e un pic de valoare pentru dulapul, când nu, acum, un birou de 4 milioane. Da. Da. Bă, atât am avut. Dacă dânsul nu se sesizează asta cu poliția locală, am spus-o și o repet, unul voi veni și vă spun sincer, până la pregătirea, până la ședința cu taxe și impozite, care doresc să mergeți pe tema poliției locale, voi face adunări pe sat, vis-a-vis de taxe, care o să doresc să mă însoțiți, vă anunț, în fiecare sat mă duc și dezvolt această problemă. Vreau să dau răspuns la urmă, dar văd că tot accentuez, domnul consilier, chestia cu taxa. Nu mai este taxa, domnul consilier. Domnul? Domnul. N-am numit. Deci nu mai este taxă pe poliția locală. Deci taxa este scoasă, au fost câte 5 lei, 5 lei în fiecare an, dacă observați evoluția. Era 5 lei, era mai mult. Câte 5 lei în fiecare an s-a scos. 5 lei, 5 lei și la anul ăsta am scos-o, nu am ăsta. Asta am trebuit să închis de tot. Nu mai este taxă poliția locală. Da, domnul Fiind, spuneți. Eu știu câteva probleme. În legătură, eu zic și așa, nu odată am spus-o, pentru evitarea discuțiilor în legătură cu cele trei capitole, recte, poliție locală, protecție civilă și protecție contra incendiilor, corecția civilă, protecția și prevenirea incendiilor, nu se luptăm, contra și amnistie, tot ce. Ar trebui noi să facem ceea ce spune legea. Respectiv, poliția locală să nu își desfășoare activitatea decât în baza unui program anual, care se întocmește anual, de către o comisie a cărui președinții dumneavoastră sunteți și a cărui în legislatura trecută a fost aleasă acea comisie să întocmească programul, planul ăla unic și a rămas la nivelul de ales comisii și atât. Și în condiția în care, sau în situația în care, poliția locală va avea acest plan de activitate și de acțiune, cu acțiuni concrete, pe capitol, se vor evita toate discuțiile, bun înțeles, cu urmărirea activității, cu analizarea activității și, de ce nu, a raportării activităților în cadrul Consiliului Local. Eu sunt de acord cu ce ai spus. În atâta amar de vreme, nu ne-a fost dat, domnule, să vedem, o măsură întreprinsă de poliția locală pentru prevenire, pentru combatere a actelor antisociale. Respectiv, la nivel de furt, nimic constatat. Doi, amenzi
pentru igienizarea și pentru respectarea legislației în materie de aruncare a gunoaielor și așa mai departe. Revin cu rugămintea. Haideți să intrăm, mai avem într-o legislatură asta ani suficient, să intrăm comisia respectivă să-și întocmească planul respectiv, de comun acord cu ei, discutat, plan concret realizat, fără umplături, și în atare situație eu spun că lucrurile se pot pune în rând. Așa numai la nivel că să întrebăm ce mai fac și așa mai departe, că ați venit dumneavoastră odată și aveau rapoarte ei făcute, un fel de rapoarte zilnice sau săptămânale. Nu, ei trebuie să acționeze în cadrul unui plan întocmit anual și avizat și aprobat de către noi Consiliul Local. Domnii mei, câte incendii s-au produs și avem suficiente care să ne îngrozească în comuna Căruță. Până la realizarea în totalitate a întregului teritoriu cu aducțiuni de apă, ca să fie hidranți funcționali, eu propuneam odată, dacă vă mai amintiți, pâraiile care le avem și sursele de apă, să le amenajăm pe sate, ca și hidranți, cu posibilitate de alimentare a mașinilor care realizează intervenții cu ocazia stingerii incendiilor. La un recent incendiu în satul Veltiu, întreba cei de la pompieri, unii hidranți. Avem trotul. În marginea trotului se poate amenaja o zonă în care, din care se poate va apă. Avem blindarul. N-au pompă de absorție. Trebuie apa să intre în mașina de pompier, pentru că nu o poate trage să o pună în mașina de pompier. De-aia vor hidrant. Am în ziua incendiului de la Hertiu, eram... Iată de ce, domnule primar, la o discuție din asta, discutată și cu ei, bun înțeles, nu putem noi obliga să doteze mașinile, nu știu cu ce. Dar soluții se găsesc, domnule. Uitați la ultimul incendiu, că ați spus bine, domnul primar, eram un pec, eram mai mult. Veniți mașina de incendiu, de asta vă spun. Și mai faceți niște legături dumneavoastră vis-a-vis de activitatea lor. Nu știau unde se ducă. La undeva... I-am dus la pompieri. I-am dus dumneavoastră, într-un târziu. Stai nu știu cât acolo. Mă, sunt patru polițiști. Mai e unul nu știu ce, unul nu știu ce. Că dacă era, dacă era de serviciu și știa și în mașină, domnule ducea și-și rezolva treaba rapid, da? De unde se-i găsește? Având mașină, băieți, să nu rog. Iată de ce, e necesar ca și protecția civilă și PCI-ul, protecție contra incendiilor și poliția locală să aibă planuri de acțiune. În condiția în care la nivelul OATE Căiuți ar fi un plan din ăsta și ar fi stipulat în planul respectiv și responsabilități clare, cu servicii, date dumneavoastră, puteți să delegați competențe și sarcini fiecărui amar din angajații primăriei. Și în atare situație nu se mai ducea la PECO să mai întrebe sau dacă nu vă găsea pe dumneavoastră sau nu găsește persoana care este cunoscătoare a locului din unde se poate alimenta. Eu, cu rugăminte și solicit acest lucru, în cel mai scurt timp, haideți să intrăm în rând și cu aceste probleme. Vă mulțumesc! Mai este cineva acolo? Dacă nu vreau să răspund și eu de ceva, vreau să fiu de acord cu domnul Durlav în ce susține dânsul acolo, are dreptate. Totodată am intrat și o atenție la domnul primar, înainte de alegeri, după alegeri, vis-a-vis de combustibil, și domnul primar a zis că ne încadrăm, nu-i problemă. N-aș crede că ne încadrăm, hârtiile vorbesc. Nu mi se pare corect să dăm combustibil. Ce se face că nu se duce? Nu înțeleg nicio. Poate nu înțelege nici domnul Durlav. Poate colegii noștri înțeleg, în același fel. Așa. Doamne, acum discutam. Eu văd că se bate apa tare pe ei. Sunt banii lor și l-au văzut după. Îți vedeam de credit în același capitol. Cota e aceeași. Nu sunt banii veniți. Nu se depășește. Nu așa apare aici. Deci. V-am zis și la ședința anterior. Dacă nu dați voi.
primați. Același care a finanțat bani, nu aveți bani să copiii. Ai plătit și mai departe, nu te-a întrebat nimeni. Ai depus chestii pe tot Orfian, treci chestii pe tot Orfian, treci chestii pe tot Orfian, n-ai nicio... Nu mi-ai explicat nimic, că știu ce v-am spus. Domnule, în același capitol. Dacă vreți, dacă vreți să vă convingeți, mă duc jos în birou și vă arăt listele că le țin separat eu să nu se depășească cu un litru de motorină sau de benzină pe fiecare lună în parte. Eu pentru că nu le-am lăsat la nimeni ca să ducă aiurea. 50 de litri are mașina de la ISU, 250 de litri are mașina de la OAT, 150 de litri are mașina de la poliția locală. Nu se depășește nicio lună această cotă. 600 de litri sau nu sunt 600 de litri, domnul Duna. Sunt 550. Sunt 550 de litri, vă spun eu. 550. Dar sunt cote aprobate de pe timpul dumneavoastră, de pe timpul dumneavoastră, nu sunt, nu le-am venit cu nimeni. Mașinile rot. Tu a venit în coaie la 2-300 de litri, dar 550, chiar nu mi se pare... Deci vă rog frumos să vă duceți în urmă în 2012 să vedeți ce cote au fost aprobate și dacă s-au mai mărit de atunci. 555,5, media trebuie să faci 10.000 km pe lună, toate mașinile folos comunității. 10.000 împărțiți la 20 zile, vedeți cât aveți km faci. Deci din 2012 până aici, asta au fost un sfârșit. Și să se fac, să știți mașinile să vă spui că ții. Dacă au fost 150 de litri pe lună, vă rog. Haideți să fim realiști. Acești bani au fost aprobați în ianuarie, nu trebuie să mișcă că același capitol. Dar nu poate să fie unul ca om în pas. V-am vrea să de-aia m-am așa și-o prână, dar să nu vorbesc când e... Sincer, vă pun o întrebare la care să răspundeți sincer. Credeți că se justifică o cotă de asta lunară pentru primăria Căiuți? Nu e aici cheltuiala, dar să adună un pic de colo, un pic de colo, un pic de colo. Mai ținem 4 salariați, haideți pe bunii. Într-adevăr, n-am sesizat, poate nu mai e taxă. Eu la cura mea, mi-o asum. Dar tot din oala asta, din buget local, să cheltui banii. Renunțați la două posturi de poliție și faceți unul care să țină utilaj, două utilaje și produc. Haideți să mai strângem un pic 4 salarii, mașini, motorine și rămâneți dumneavoastră câte miliarde să duc pe an. Chiar n-am nimic cu ei. Dacă și-ar face treaba, Doamne ferește, tot înainte. Eu nu vin acolo să plece cineva, să-ți dea cineva afară. Dar, ca fapt divers, așa vei ești polițist, fă-ți meseria pe ce te plătești comunitatea, că indiferent îți faci banii cetățenilor comunicării. Noi administrăm banii, noi aprobăm dumneavoastră cheltuiți și administrați. Noi nu trebuie să iei cu supărare, nu-i disperiat. Deci, ce să zic, chiar credeți că este necesar? Toată ziua, vedea că își mai pun din buzunar sau ce mai fac. Pe lângă ăștia am luat piese, chiar aș fi curios să vedem odată câte piese. Eu am și câte cauciucuri și câte discuții, câte... Eu aud unde vorbesc ei. Și nu vreau să spun mai mult. Avem aici. Ce fel de cauciucuri s-au luat, aveți în a 8-a schimbat cauciucurile. Și vociferau că nu știu ce 10.000 de cauciucuri ați luat de pe la un serviciu, de la târgul... Avem aici, piese schimb 4.000. Deci nici nu vreau să spun mai mult ce vreau să spun, că ei vorbesc să se grijonesc între ei. Eu le-am o trag cu urechea. Nu știu de la ce serviciu s-a dat ce prima, la cauciucuri la 8. 4 cauciucuri, nu știu ce valoare. Haideți, dar e bugetul local. Da. Sunt momente când nu-s bani pentru nu știu ce. Să mai scrie cineva la vot? Să punem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Eu mă abțin. Trecem la diverse. Ce se scrie la capitolul diverse? Ce se scrie la acolo? Altcineva? Să mai scrie cineva la altul diverse? Exato,
discutat la ultimul proiect de hotărâre de diversele, de aia îți mai scris părinte. Poftim? Diversele s-au discutat la ultimul proiect de hotărâre și s-a vorbit punctual pe două lucruri. Domnul Roșcan, vă spun. Da, la ședința de luna trecută, ce am o discuție, problema uneților de la multe cu trons de asfaltare, cu s-au proiect. Astăzi nu a ajuns un sutilaj în parcă. Același a spus, a dat și acolo. Nu era nici sutilaj, dacă deschidem geamul, vedem. Bun. Este că dacă nu ajungem de timp, măcar niște balasturi cu bulbă, pentru că nu este, nu este accesibilitate 20 cm diferență de nivel pentru anumite mașini. Și încă ceva, tot referitor la asfaltare, tronsonul nou, care s-a surpat azi primăvară, trece vara, bine iarnă, iarăși, ce soluții s-au găsit, sau ce s-a găsit soluția cu balastul acolo, s-a făcut o chestie temporară, la un asfalt de nici un an de zile a dat în folosință, să stăm cu el cârpit cu asfalt, cu balastul. Și al doilea aspect care s-a discutat pe ultimul proiect, nu înțeleg, ați spus că s-a alimentat din popene mașina de pompieri cu apă? Da. Pe distanță de la Hercul la Pompeni era un sat, căiuți, care are apă curentă. Ce se înțeleg? Că nu sunt hidranți funcționali? Nu, nu sunt hidranți funcționali. Da. Normal, cel mai apropiat punct era căiuți, de Hercul, căiuți. Presiunea de pe coloana de la căiuți nu permite ca să încarci o mașină de pompieri câte tone de apă îi trebuie în timp foarte scurt. E presiunea mică. Înseamnă că cei... E presiunea mică pe coloana la căiuți, știm prea bine. Cei 10 hidranți care sunt, ei, măcar unul funcțional, că sunt mulți anulați, așa, să înțelegem că n-au nicio eficiență. Deci coloana nu e eficientă, nu hidranți. Coloana nu face față pe căiuți. Și au fost făcut în 2006-2007, nu au fost făcut. Sperăm cu nouă proiect pe Anghel Salini, da, să putem mai presiune. Da, mulțumesc, cam atât. Domnul Durna. O problemă care vreau să zic că era aceeași cu un căiț sat unde este avut, dacă prevede finalitate. Unde au mai fost niște, nu știu dacă puteați să cheltui bani din bugetul local, dar nu știu dacă ați reparat acea porțiune. Acolo, de la biserică. Dar legat de teren. Zilele astea a primit expertiza, dacă vreau să dau răspunsul domnul. Astăzi, domnul administrator a fost dus la vizită la Bacău. Pentru, cu expertiza pentru anecare teren. Da. Vreau să, situația cu podul la Hertiuc, am văzut acolo construirii viaduct cu pod pe același traseu sau alt nou proiect depus? S-au unit, nu? Cele două. Drum asfalt. Și drum asfalt cu construirii pod cu viaduct la Hertiuc. Nu, e separat. Este separat da. Podul? Și unde a venit locația? Unde e gandole? Unde e tuburile? Unde s-au vrea? Viaductul. Am înțeles. Iar de situația podului la Hertiu se apucă, nu se apucă de lucrare. Așteptăm niște mereuri și NC-uri care le-a cerut constructorul de la proiectant. A venit proiectantul la fața locului. Nu știu dacă v-am zis în ședința anterioară, pe la, la ședința de îndamnă sau care a fost, mai la aia ordinată. Și atât domnului, fusese domnul proiectant. L-am sunat zilnic, nu are de lucru, mai așteaptă. I-am zis că nu mai putem aștepta. Constructorul în, situat în forma asta, nu vrea și din ce mi-a explicat nici nu poate să apuce. Dacă proiectantul nu modifică soluția la pile, jos, am văzut eu tehnic să vă explic. Domnul primar, aici v-am spus-o și tot așa venit și dumneavoastră și știți și dumneavoastră. Mai aveți noi informații despre firma respectivă pe piață. Chiar cu toate mările și actualizările de viz care le-ați făcut. Deci până acum n-a venit cu aceste note de renunțare, are un an jumate de când se chinui cu podul ăsta, 2 ani de când l-a luat. Când l-a luat și a licitat, n-a văzut ce are. Acum vine cu note de renunțare, note suplimentare. Nu simțiți că se târguie ceva? S-a scumpit materialele. Măi, dacă mai stă 2 ani, o să facă cu tricul. Nu simțiți că, eu părerea mea,
Și cred că am dreptat și ceea ce spun. Firma respectivă nu are capacitatea să execute lucrarea. Lălăindu-se de 2 ani, cred că aveați și posibilitatea să vă fi luat banii, să plătiți și postul să fost făcut. Există și posibilitatea să o mai lălăi un an, doi, să nu se facă nici lucrarea și cred că acolo se va aduce, nici să puteți să o finanțați, vă luați banii pe postul pe NADR. O să închid, o să rămână lucrări cum 577 de 20 de ani. Alimentarii cu apă la Tătărăși nu terminată niciodată și iert sate care mai sunt. Părerea mea, puneți piciorul în prag. Cu el, mai faci felicitații, face ceva, ceriți, îi dau unii. Puneți-l la treabă. Eu din ce știu și am mai auzit, în mare, are 5-6 salariați, nu s-a niciodată, puteți să faci un post. Deci, voi alăim, o trecem un proiect care vi s-a aprobat, o să duc cu apa trotușul, dacă nu puneți piciorul în prag, datorită altor factori, nu a noștri. Chiar, l-a zis, nu am mai comentat, la măriri, la rectificări, la adaosuri, la post, că poate dă Dumnezeu trece și faci, dar nu va face. Nu va face. Nu. Dumneavoastră știți. Vă gândiți și să luați decizia cea mai bună. Nu. Eu, dacă sunt colegi, chiar chemați și într-o ședință de Consiliu. De ce ridicăm? Că noi ridicăm mâna pentru dânsul. Nu, ați venit cu actualizări, cu suplimentări, cu tot. Tot am dat. I-am dat, am tăzit mâna, dar mâna lui mâna. Și o să rămâneți iar cu o promisiune și un lucru nefăcut care e vital. Ca multe altele. Atât, mai am o altă problemă. Tot vin și vă spun de atâta timp. Văd că tot veniți cu tot felul de rectificări. V-am rugat personal în numele cetățenilor satul Mărcești, aprobați niște bani să facem o fântână. Pentru numele Dumnezeu. Este satul cu cea mai mare problemă de apă. Până la alimentarea cu apă care va ajunge să curgă apa în Mărcești, nu cred că efortul primăriei este așa de mare să nu putem face o fântână tot de apă în satul Mărcești. De ieri nu a venit cu problema asta. Cred că e la oară care ridic. Și vă ridic și vă spun de ce. Am 5-6-7 persoane care mă sună permanent. Și zilele astea o să urc în Mărcești, chiar cine mai dorește în dumneavoastră să vorbim cu ei. Vă chem și pe dumneavoastră. Haideți, că aveți unde aveți de acolo 20-30-40.000 de lei, puneți cineva să facă un car, haideți să facem o fântână la oameni. Este aia, are apa azi minunoară. E așa de greu. E un stat cu oameni care au nevoie de apă, care e cel mai sfânt lucru asta. Da, domnul Fiam. Și vreau să vă mai spun lucru aici, în care s-a turnat stratul 2, am văzut, aveți de gând să continuați cu continuarea șanțurilor, terminarea șanțurilor, mai ales 10-a de la Pârjol, partea aia la Vali, care se prea toată apa, care se pumpă o tare și se duce în centru, să găsim o soluție. Stânga-dreapta. De la pod, de la Florin Pădurile, acolo, și la Pârjol, la Vali. Găsiți o soluție, că dacă tot ați făcut asalt, după ca să nu continuați cu șanțurile adiacente, care sunt chiar sunt utile. Da, domnul Șantru. Nu e câteva probleme. Despre podul de la Hertiu, nu mai zic că s-au spus suficient. Domnul primar, chiar trebuie chemat la discuții respectivă și întrebat sub semnătură, la urma urmei avem acest drept, ce au de gând să ferești românii. Domnul Gianghele. Domnul primar, din partea cetățenilor, unor cetățeni, am primit niște sesizări în legătură cu aruncatul bunarului. Vă rog frumos, trasați sarcini dumneavoastră, poliției locale, să se prezinte cu niște măsuri în acest sens. Punctul 3. Câțiva cetățeni din satul Vâncen ne pune întrebarea dacă denumirea străzilor și numerele pe porți se va continua cu el și care este stadiul.
Se discuta aici punctul 4. Se discuta aici despre sancțiile de la drumul asfaltat recent de la Căiuți. Mă întreb, pretor, când s-a făcut acel proiect pentru asfaltare, modernizare drumului, ca așa se cheamă în el, nu cumva erau prevăzute și șanțele, dar nu că eu întreb, obligatoriu trebuie să fie prevăzute și șanțele. De ce nu s-a executat aceste șanțele? Odată cu executarea lucrărilor de modernizare a acelui drum, să nu ajungem acum să ne uităm că nu are apa bună să se scurgă. În acest sens, propun ca noi, cei care ridicăm mâine și dumneavoastră care executivul, care domnule, să solicităm executantului să realizeze proiectul în totalitate, în întregime și așa cum este firesc să fie făcut. La acest punct, mă refer la drumul care astăzi am discutat și am cerut finanțare pentru el, asfaltarea Căiuți Hârtiu. Vin acum cu rugămintea să aveți în vedere schimbarea sau găsirea unei soluții tehnice a devizului de execuție efectiv pentru acest drum la punctul de la intrarea în satul Hârtiu. Acolo este la Bărbuțan, cum se cheamă, casa din stânga, prima casă pe stânga, curbă, calea de rulare foarte îngustă și trebuie să găsiți soluții și după acum să solicitați proiectantului care a făcut proiectul respectiv să facă așa. În altă ședință veneam cu rugămintea să aveți în vedere luat tot asfaltul ca să nu se înalțe, pentru să nu se vină cu asfalt peste asfaltul care a fost vechi și nu în ultimă instanță blocaj sănătos la prima sută de metri de la drumul național către Hârtiu. Referitor la calea de rulare a drumului, în ședința precedentă discutam despre drumul neasfaltat, e drept, către satul Mărcești, Căiuți Mărcești. Și veneam atunci cu o rugăminte la dumneavoastră și o propunere să găsim soluții și acum eu întreb, dacă s-a întreprins ceva și ce ați întreprins în sensul lărgirii căii de rulare, pentru acest drum comunal? Punctul 6. Întreb iară dacă s-a realizat și dacă nu, când se va realiza, că nu am informație dacă s-a realizat sau nu, sursele de apă pentru cele două unități de învățământ, respectiv grădinița sat Hârtiu și sat Mărcești. Domnul primar, domnul, am ridicat 6 puncte. Rugămintea mea este următoarea. Avem fiecare dintre noi un pic de experiență în sensul că se ridică probleme diverse cu ocazia ședințelor la punctul divers. Dacă dumneavoastră executivul veți trasa cuiva sarcina, ca din ședințele respective, minuta ședinței respective, să extragă toate propunerile respective, să le deschidă într-un tabel, acolo tabelar, și după care dumneavoastră să le aveți periodic în vedere, pentru că sunt sigur, și nu sigur, viața ne-a demonstrat-o, noi ridicăm probleme, dumneavoastră vi le notați și se duc. Și periodic, eu personal, la 3 ședințe am ridicat 17 probleme, să-mi dați dreptul să vin în fața dumneavoastră, dragă executivului, să vă întreb în legătură cu problemele la 17 ridicate în ultimele 3 ședințe sau 4 ședințe, ce ați întreprins, ce ați făcut și ce aveți de gând. Vă mulțumesc! Da, acum am să iau cuvântul pe care urmează domnul Matei. Aș avea și eu niște nelămuriri. Ce se întâmplă cu dispensarul ăsta, domnul primar? Are 2 ani în poziția asta moartă. Ce se întâmplă? Ce nu e în regulă? Ce mai trebuie? Bani am dat peste măsură. Ce mai trebuie? Roți, polia, aur, ce mai trebuie? Nu înțeleg.
Bine, nu înțeleg mai mult, dar puțin vorbesc. Doctor, domnule. Doctor? Deci asta e problema. Bă, doctor. Exact. Da. La recepția lucrării da. Primodorine, mai simplu. Păi aia, așteptăm momentul când vine doamna... Păi ce avem deocamdată acolo, dacă tot există spațiu? Mi cam teamă. Da, eram eu la cuvânt, domnul domnule. Mă scuzați. Nu avem bani, nu avem bani. Mă rog, de dumneavoastră, bine. I-am dus cu domnul Durac, de la primar și dumneavoastră, de 5-6 ani. Domnul, dar cine v-a zis că nu avem bani? Nu. Am zis să facem un trotuar pe partea poștei, un veceu, un veceu public, ceva. Nu sunt bani, nu avem timp, nu putem. Acum am înțeles că deparăm primăria, acolo o cameră, două, că nu era loc pentru oameni, e tăcă. Acum văd termopane ultima modă, biroul de ultima modă. Nu sunt bani, de acord. Dar cine a zis că nu sunt bani? Păi da, de 6 ani, de când suntem dumneavoastră primar, mâni pe mâni. De ce n-ați alocat un ban pentru trotuar? Pentru alocarea, extinderea canalizării. Un veceu public, e foarte urgent veceul ăla public, chiar dacă o luați în mierăgere. Multe care s-a spus și nu s-a făcut, de 5-6 ani. Și domnul Dorlan poate să și aduc aminte, dacă vrea, că am mai fost și el în știința la Timboa. Deci sunt bani, dar nu facem, ori nu sunt bani și nu facem. Eu nu l-am înțeles. Domnule, consilier, știți, n-ați înțeles de asta? Bani sunt, domnul primar, sunt foarte bine. Nu sunt bani pentru problemele dumneavoastră, pentru dumneavoastră sunteți în ori. Marea majoritate aprobă proiectul. Dar nu e vorba de mine, că eu am 5 de cum îmi merg pe unii vreau eu. E vorba de copii, de bolnavi, trebuie alternative. Trec șoseaua, a murit accidentat din mașină. Vă aduceți aminte? Cred că erați primar. Vă aduceți aminte? Mi-aduc aminte de foarte multe. Corect. Bun. Da, e problema dânsului. Dacă nu vrea să ia cetățenii în capul, chiar e problema lui, nu mai e a mea. Eu fac datoria un an, doi, cinci, cât o mai fi pe aici. Asta e. O ai în sânge, nu crezi. Să știi că da. Îmi place. La o ședință anterioară, două mai multe, exact, minte, am vorbit despre drumul ăsta de la CFR, de la Cigare. Ziceați că urmează să fie asfaltat. Atunci, la timpul ăla, am vorbit că în asfaltați acolo să plombăm și podul pe el, așa cum e, ca să nu-l trăim de iarnă. Ați promis că da. Când se plombează? Că la 1 noiembrie moare tot. Dar ați văzut că s-a pus asfalt acolo ca să plombeze din cot? Păi nu, așa ați promis, că nu rămâne podul, că se pune asfalt la CFR și cărpim și strada până la pod. Așa ați promis. Nu, am promis că cărpim podul. Și o să-l cărpim. O să vedeți, o să fac. Păi da, dacă intră așa iarna... Este realizat. La primăvară nu e canal de pe acolo. Eu știu că... canal de sunt multe care... Și eu văd la... De cărpinul e așa, mă, domnule. Și eu le văd, domnule. Am zis, e cel mai ușor și cel mai simplu să te uiți, să notezi și să întrebi. E cea mai... Nu e adevărat. De 6 ani să cărpim drumul ăsta și podul ăsta, e așa problemă? Care e? De la stradă până la pot. Nu ai fost cărpit, nu? Bun a fost. Cu bolovaci, cu balazi. Bravo! Cu roaba! Deci, înțeleg că e așa și așa. Asta-i viața. Da. 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 Eu crezi că nu mai faci consilier. Păi nu de asta, dar nu-mi mai dă voie să te scrii la cuvânt. Am o rugăminte, că n-o fi să prindem banii pe bugetul 2022, să țineți scoșă din părerile, nu am ele. A cetățenilor transmisi prin mine. Nu dați voi să iau părerile de regulă. Mulțumesc, domnul Matei, iar. Două probleme vreau să spun. Una, oricatul numărul vis-a-vis de dispensar. Deci, dispensar se înțeleg că este gata, este problema medicii. A doua problemă vreau să vă rog, domnul primar, având în vedere dezastru care sunt în spitalele actuale, în spitalele la momentul actual, care este rata de incidență la nivelul comunei Căiuți? În verde, galben, roșu, albă? Dar e pe site-ul, e avertisment, s-a dat avertisment. Da, până în trei, la mine. Deci nu sunt desul trei la mine.
mă interesează unul direct, că am avut discuții și tu cum se la un moment dat, dacă mai crezi că... Suntem mult mai jos față de media... Pizarra, cum vreți să vă spun. Deci e bine, mă urc eu... Deocamdată, imediat. Deci, intrăm pe comuna Căliuț și găsim? Pe stadiul comunii? Nu. Nu, dar este undeva, se dă exact. 2,45 la momentul. La fata de 21. Da. Mulțumesc. Domnul Turla, are ceva de spus? Domnul primar, așa ca o răbă spirit de glumă la dialogul care a fost. Într-adevăr, dumneavoastră puteți lua opiniile și de la cetățeni. Dar de ce a spus domnul Mărcuț? V-ați luat opiniile lor, dar și noi ceilalți care am fost aleși în afară de grupul dumneavoastră de consilie. Păi, exercitați în parte. Nu, da. De ce nu mă lăsați? Că mă răspund și ironic dacă îi lăsați departe. Să atât de bine instruiți că dacă ați văzut dumneavoastră că e bolovan în drumul, vă și ei. Nu-i nicio problemă. Dar mai sunt și alți cetățeni, din reticent, din neplăcere, din orice alte considerențe, nu vă vor ca primar, nu vă digeră sau alte lucruri care nu vă exprimă dumneavoastră părerile. Primul lui Durlan, lui Roșcan, lui domnul Matei, lui domnul Mărcuț. Puteți să țineți conști de ce spune. Dar de ce mă lăsați să termin și închei? Vin să ne spun nouă, iar noi ca și consilieri aleși, datoria noastră e să vă aducem la cunoștință doleanțele cetățenilor și lucruri care le sesizăm din rândul comunității și care ar dori ca dumneavoastră să vă ne atrăgându-vă atenția asupra lor, noi să vă aducem la cunoștință să priviți și prin segmentul ăla de lucruri care nu este numai al dumneavoastră și al consilierilor dumneavoastră. Că la consilierii dumneavoastră, fără să supere cu mici excepții, indiferent cine spuneți, ridică mâna, n-au drept de opinii. Cei care încep să mă au opinii, se vede că mai vin pe la ședință. Deci nu fiți atât de rău tot ce zic, că dacă vine Mărcuț, Durlan sau altul, că bănuiesc când de 2-3 ani când vă spun cu apa la Mărcești, nu o faceți când vă spun eu să o faceți. Eu aș fac timp să gândesc. Eu când critic o problemă, amărățele de acolo nu o să fac niciodată. Nu tratați chiar așa problemele, că mâine păi mâine mă dezertează unul și cu 7 nu mai faceți majoritatea. Să mai deșteaptă 1-2 din opoziție și nu mai faceți majoritate. Și o să ne sunați, nu vreau că părinte, să treacă ăla. La cum mai ridice și la problemele celor 5. Numai la problema dumneavoastră și a consilierului dumneavoastră. Și încă o problemă care vreau să ridic și eu cu dispensarul și avutat, adicat-o domnul consilier. Pentru ședința următoare, puteți prezenta și nou procesul verbal recepției al lucrărilor? Atât. În rest, schimbați ora la lucratul public. Dacă cu gazul, dacă îmi dați voie să... Mai aveți o idee cu gazul și mai întâmplă ceva? Am mersarile scoate prin țară, nu am creștere, suntem la faza SF. Să voim sau mai aproba niște finanțări. Vreau să răspund un pic că domnul Durlan a vorbit cam jumătate din ședința asta. Am vorbit de subiect. Și cred că am vorbit. Dacă n-ai terminat, să știți cu orândarul. Domnule primar, ce doriți de a este primar pentru toți cetățenii, numai pentru cei care l-au votat. Poftim? Orândarul, primarul, este primar pentru toți cetățenii, pentru cei care l-au votat. Teoretic, da. Iar ce părere? Iar vis-a-vis de apa de la Mărcești, știți că am vrut să o las ca o surpriză, dar dacă tot insistați asta, avem un agent în comună potent care s-a oferit să facă o sponsorizare pentru satul Mărcești, să facă două puțuri. Bă, nu-i fi domnul Șervan, nu? Să nu fii făcut în Mărcești și Gheltin. Domnul Șervan ar fi trebuit să facă de mult în cont, că să care apa din tot de aici, tot mai sus, să vedeți să sub. Dacă nici așa nu-i bine, nu știu cum ar fi. E un lucru lăbunat. E foarte bine, cum să nu.
sursa de finanțare sau ce o fac. Se rezolvă. Dăzuia apă de 10 ori pe an, aveau mai... Iar vis-a-vis de colegii mei din Consiliu, cei din echipa PSD, să știți că sunt motivați cei care nu au venit astăzi la ședință. Să știți că nu sunt cei care sunt mai dezghețați, iar cei care aici sunt mai altfel. Să știți dumneavoastră, să aveți... Dacă vreți, vă și motivez părerea lor. Conduceți plecat la București cu soția la o problemă medicală. Costel este foarte răcit. M-am întâlnit cu el dumneavoastră, vă gândesc dacă pot, vin, dacă nu, nu. Gabriela e plecat în curs. Altceva, deci nu, să nu credeți... Să nu credeți că ei nu vin când nu vor să voteze sau ceva și ăștia sunt mai cum și cei la alții s-au. Da? La motivare, ați vrea să mă rog la publici. E până publici din concept, dacă vreți. Motivarea din concept. Ca la grădiniță. Domnul primar. Eu, când m-am scris la cuvânt, am început cu punctul 1 și m-am oprit la 6. Jesus, bă, de-aia. Văd că dumneavoastră faceți tot felul de comentarii vis-a-vis de cuvintele unor și altora, dar ca să aveți de gând să-mi dați și mie un pic de răspuns, un cât eu răspuns. Le-am notat răspunsurile dumneavoastră, trebuie să fie așa promoțiune, le-am notat pe fiecare parte. Însă așa de insignificante? Insignificante? Nu, nu. Deci le-am votat, vă aștept la birou să vă înlisteți. Ați le scris și personal, domnul Lucian. Mă da. Trebuie soluții să-mi scrieți de acum. Mă le dați în ședință. Domnul președinte, da. Proiecte fiind epuizate, de tap ședința trebuie să... Mulțumim!